Bună seara, stimați telespectatori, cu foarte mult drag am venit astăzi la una dintre cele mai vechi școli din județul Vrancea, la Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret, unde domnul profesor Dorin Cristea, a fost elev al liceului, a avut amabilitatea să mă însoțească, domnul inspector general de la ISJ Vrancea. Bineînțeles că am fost primiți, ca de obicei, foarte frumos de către doamna profesoară Felicia Panait, directorul colegiului. Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara! Bună seara și bine ați revenit în școala noastră! Drag, drag! Și o să-mi dați voie, doamna director, să vorbesc întâi cu domnul inspector. Este invitatul dumneavoastră de onoare, invitatul nostru de onoare. Noi vrem, nu vrem, sigur este inspectorul da. General al învățământului. Și chiar vrem. V-a plăcut ce am zis, vrem, da, nu da. Vrem, asta da. E situația. Și am accentuat chiar vrem. Mă da. Bucur că ne-am întâlnit aici la Colegiul Național Pedagogic. Vă promisesem că o să facem o trecere în revistă a multor unități școlare de prestigiu din județul nostru. Vreau să vă spun că începem cu Colegiul Național Pedagogic pentru că vreau să vă scot în evidență învățământul vocațional. În județul Vrancea avem trei astfel de licee puternice, un liceu de profil sportiv, un liceu de arte și liceul pedagogic la care ne aflăm astăzi aici. Vreau să vă spun că cele trei licee scot pe piață, pe piața noastră educațională, elevi cu competențe vocaționale și mă bucur că cele trei licee există pentru că elevii noștri pot să-și aleagă o paletă largă în acest domeniu de învățământ. Revenind la Colegiul Pedagogic, am constatat că ați și pomenit, v-am spus că am fost elevul acestui liceu. Sunt mândru pentru că toți cei care au trecut pragurile acestui liceu au devenit profesori, educatori, oameni de știință, de cercetare, cu precădere. Bine, paleta este mult mai largă pentru că nu ne oprim numai aici, dar majoritatea care fac liceul pedagogic sau colegiul pedagogic se opresc la educație. Și mă bucur că sunt legat de acest liceu din acest punct și din acest punct de vedere. Dacă îmi permiteți, în perioada în care dumneavoastră ați fost elev la colegiul, de fapt era liceul pedagogic atunci, ce profesori ați avut? Pentru că știu că au fost pomeniți mereu. Am avut profesori de renume. Mulți dintre dumnealor nu mai sunt, cu părere de rău, dar au lăsat în urma lor, ne-au lăsat pe noi, dascălii de astăzi. Cred că, nu știu, nu am cuvinte mărețe pentru acești oameni care au fost modelatori de caractere. Să le spuneți numele. Păi putem să pomenim pe regretatul nostru profesor de limba română, Gheorghe Zaharia. Putem să pomenim profesorii de limbi străine, doamna Colios, doamna Câmpeanu. Dumnezeu să o iubiți da. Nu începe, nu era, da. Eu am apucat pe regretatul profesor de istorie Vasile Năvodaru și alții și alții Dumnezeu sunt foarte mulți. Dumnezeu să odihnească pe toți, erau, nu întâmplător v-am pus da. Această întrebare pentru că într-adevăr era o pleiadă de profesori și de elevi. Vorbeam cu doamna profesoară Daniela Plăiașu de la Colegiul Unirea și dumneavoastră e absolventă acestui liceu. A fost colegi de clasă și ea are o amintiri excepționale legate de acest profesor care au activat aici.
Este un liceu de referință, a fost întotdeauna liceul pedagogic din Focșani, a fost un liceu de referință și se pare că își continuă tradiția, pentru că și astăzi este un liceu foarte căutat. Am văzut elevii care vin aici și despre asta vreau să o rog pe doamna director să ne vorbească, doamna directoare. Da, încă o dată vreau să vă mulțumesc și mă bucur că ați ales să începeți prezentarea domnul colegilor. Domnul inspector general a ales. Mulțumesc, domnul inspector general. Lui. Da, să prezentați, iată, învățământul vocațional, începând cu această școală, Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret. Pentru că anul acesta, iată, până în decembrie încă mai sărbătorim 150 de ani de existență a școlii și nu numai, a învățământului pedagogic din județul Vrancea. Noi toate activitățile, toate manifestările le dedicăm acestui mare eveniment. Iată, peste 100 de generații care au terminat această școală. Așa cum a spus domnul general, noi nu vrem să fim, metaforic vorbind, doar o fabrică de făcut dascăl, de făcut profesor, ci ne propunem să integrăm în câmpul muncii, în activitate, în toate domeniile, absolvenții noștri, pentru că avem într-adevăr două clase de învățători educatoare, dar și aceștia, unii merg și în domeniul artistic. Și anul acesta toți sunt studenți. Asta este, cred că, cea mai mare reușită a noastră, nu neapărat olimpiadele, concursurile, ci faptul că la terminarea liceului copiii noștri urmează o profesie și vor fi mâine intelectualii de bază ai societății noastre și chiar colegi de-ai noștri de cancelarie. Și am spus, în afară de profesori, învățători, avem și în poliție fete, majoritatea copiilor noștri sunt fete, și în domeniul artistic, în medicină, în inginerie, matematică, deci, iată, arhitectură, foarte mulți... Deci să subliniem, doamna directoare, că acest liceu dă posibilitatea copiilor... Da, să meargă la orice facultate. Își doresc, cu condiția, sigur, să fie stăpân pe obiectele bineînțeles, la care se dau examene, bineînțeles. Nu? Am fost vizitat acum de un fost absolvent, a fost în clasa la care am fost dirigintă, care este la medicină militară și, deci, iată, avem în toate domeniile, după cum am mai specificat. Anul acesta am spus că, iată, facem 150 de ani, este o școală cu tradiție, chiar dacă a avut și perioade, să spun eu, de perioade mai dramatice, din cauza lipsurilor materiale, din cauza politicei în domeniul educațional sau chiar... De locație ați avut. Da, din cauza unor schimbări administrative a fost de multe ori, în multe perioade, închisă ca școală pedagogică. Ea a existat sub alte forme sau alte specializări. Cert este că a rezistat în timp tocmai datorită profesorilor și tocmai datorită cerinței pe piață a oamenilor de școală, oamenilor care să facă la rândul lor educație pentru copii. Deci, iată, din 1869, prima promoție a fost în 1873, da, s-a deschis școala în acest scop, pentru a forma dascăl care să acopere acest ținut al Vrancei, da, cu școlile din domeniul, din mediul rural mai ales. Știu că, dacă îmi permiteți, doamnă, știu că școala a funcționat în mai multe locații. Una dintre foarte ele mult. Mi se pare că în clădirea în care acum este Unirea. Sunt arhivele și la arhivele statului. Statului, da. Și la arhivele statului, da. A avut și un local propriu care în urma cutremurului din 1940 a fost dărâmat și de atunci a fost exact ca omul cu traista, știți, din local în local, și a avut o
zestre uriașă. Când citesc, noi avem aici un album pe care l-am scos anul acesta, un album monografic cu istoria acestei școli și răsfoindu-mi, mi-am dat seama ce perioade dramatice a trecut această școală însemnând profesori și elevi. Am avut în perioada 1923, când a purtat și numele de școală normală Principele Carol, până prin 1940-39, da? A avut nu numai o locație deosebită, dar hectare întregi unde de teren. Era, unde era în Focșani, în marginea Focșanului. Hectare întregi de teren, cu internat, cu școală, clase de aplicație, cu internat. Eram singura școală din țară care avea clase de aplicație cu internat. Și încetul cu încetul s-a mutat, a fost desființată, reînființată în alt loc și a cedat terenurile. Apoi au fost cedate clădirile și apoi și mobilierul. Și încetul cu încetul ne-am dus într-un internat școlar unde este acum, unde sunt internatele la, la liceul 5, la colegiul. Acolo funcționa... Au funcționat. După aceea, domnul Sândulachi, da, care este colegul nostru de cancelarie, prin demersurile dumnealui, a dus școala normală, era director, da, școala normală în acest local, fosta școală numărul 6, un local de școală gimnazială. Nu este cel mai generos, dar noi l-am făcut să fie frumos, să fie dotat și să asigure pe cât posibil, pe cât posibil, da, necesarul din punct de vedere material, dar și uman, da, pentru a face educația acestor copii ai noștri. Deci o perioadă grea, dar au fost perioade și de glorie, ca zestre materială vorbind. Domnule inspector general, știu că această școală, respectiv Colegiul Național Spiru Haret din Focșani, anual scoate un număr de, de copii, de absolvenți care pot să deja să predea. Da, sigur că da. Ce ne puteți spune general, și despre locurile pe care pot să le ocupe acești copii? În general, cum a spus și doamna director, acești absolvenți merg în continuare la învățământul, în superior. Învățământul superior. Ca atare, sunt foarte puțini care rămân și dau concurs pentru posturile de învățător sau educator, dar majoritatea se duc spre învățământul superior și după aceea vin și dau un examen de intrare. Știți foarte bine că în sistem se intră numai pe baza unui examen. Nu de bile. Un examen corect. Național. Se organizează în fiecare an, în perioada verii, numit examenul de titularizare. Normal, lucrările sunt corectate în centre universitare, în marile centre universitare, deci nu se pune problema pilelor. Deci fiecare cât știe, atâta obține nota adecvată cunoștințelor și, bineînțeles, ceea ce se predă pe teză. Dar la ora actuală, în județul Vrancea, bine, asta este o întrebare pe care ar trebui să o pun celor de la personal, că nu cred că știți dumneavoastră exact. Majoritatea sunt absolvenți de aici, de la noi, cei mai mulți, sigur că da. Eu am mai întrebat așa și cam în general, cam toate se regăsesc toate promoțiile liceului pedagogic în sistem. Și cu siguranță s-a văzut acest lucru când ați făcut întrunirea sau simpozionul dedicat. Ce frumos a fost, da? Superb organizat, felicitări. Bine, au fost numai invitați pe anumite generații, dar sunt sigur că mulți au privit cu regret că nu au putut participa. Dimensiunea foarte mare care ar fi căpătat-o în condițiile în care toate cadrele didactice absolvente ale liceului pedagogic ar fi venit, n-am fi reușit, cu promoție n-am fi reușit ca dimensiune.
Dar este clar că în sistem avem cam din toate generația astfel de oameni foarte bine pregătiți și bineînțeles care se pregătesc în continuare, pentru că în sistem nu poți să reziști numai dacă, decât dacă te pregătești continuu. Vreau să-l completez pe domnul general, că am avut și eu bucuria chiar pe treptele inspectoratului la înscrierea la concursul de titularizare să-mi regăsesc foști elevi și după examen să am bucuria să aflu că cele mai mari note, chiar la partea metodică, da, au luat cele mai mari note, le-au avut absolvenții noștri. Și un profesor chiar mi-a spus, se vede din lucrare un absolvent de pedagogic prin modul de a trata subiectul de parte metodică. Partea teoretică probabil că toți o studiază, dar la exemplele din acest profil. Și bineînțeles, mai sunt și fete, da, care merg și suplinesc ca educatoare și fac în paralel facultate. Aici la noi la Focșani, deci tocmai ca da. Să parcurgă un alt nivel și altă treaptă de salarizare. Da, eu nu vreau să fac laudațiu nimănui, dar chiar eu ne cunoaștem de 30 de ani, Felicia. Spre domnul inspector la fel, adică suntem colegi, suntem profesori și ne cunoaștem și într-adevăr sunt oameni serioși care au dat randament pe unde s-au dus, care au instruit copiii într-un anumit fel, se văd lucrurile astea, dar vreau să vă întreb, am văzut dimineață la știri că profesorii, un număr destul de mare de profesori, au cerut femeile să iasă la 55 de ani la pensie, bărbații la 58, motivul fiind modul de comportament al copiilor care lasă mult de dorit. Domnule inspector general, ce aveți de spus într-o apărare a dumneavoastră? Nu cred că este foarte bine să spunem acest lucru, pentru că... Ba trebuie să-l spunem, ce vreau să punctez ca să înțeleagă toată lumea? În momentul în care ne văităm că elevii noștri sunt dificili și asta înseamnă incapacitatea noastră... Vă deplam la adresa profesorilor, da, așa este... Adică mă gândesc că nu putem să venim cu un astfel de argument atâta timp cât poate că un rol principal al nostru este tocmai de a ne adapta generațiilor, chiar dacă ele sunt dificile sau poate nouă ni se par dificile pentru că ele, aceste generații evoluează în timp și în paralel cu timpurile, evoluția societății. Sigur, da. Și ca atare, în momentul în care noi punem problema că munca noastră degradează din acest punct de vedere, că noi nu suntem în stare să stăpânim aceste generații, atunci apare un semn de întrebare în activitatea noastră. Eu cred că trebuie să fim foarte atenți, să ne aplecăm mai mult asupra studiului privind evoluția actuală a societății și a caracterilor pe care le formăm cu acești tineri și să fim foarte atenți, foarte atenți la ceea ce se întâmplă și să ne adaptăm. Munca noastră pedagogică, metodică, trebuie să se adapteze acestor generații. Dar recunoașteți că, spre deosebire de perioada în care ați fost dumneavoastră elev aici, da, așa este. Și ce se întâmplă acum, aveați curaj să-i spuneți domnului profesor Zaharia, Dumnezeu să-l odihnească în pace, dar ce mi-ați spus mie 8, că îmi stricați media? Nu, erau cum alte se relații, acum, erau alte, relații, da, profesorele, profesorii da, nu îndrăzneam niciodată să ridicăm glasul sau măcar privirea. Să te pui în gură cu profesorul? Cu profesorul, nu, nu. Cred că ne mobilizam și atunci spuneam, domne, nu trebuie să mă las bătut, trebuie să învăț mai mult, să-i demonstrez sigur, profesorului. Sigur, deci asta sigur. Era atunci mentalitatea noastră, să ne... cum să zic, mobilizăm în așa fel încât să demonstrez profesorul că eu știu mai mult decât dumnealui credea că știu. Asta era ideea de bază. Da, ați zis foarte bine, mă mobilizeam, povestesc o chestie despre mine, nu știu dacă e frumos că fac lucrul ăsta, dar mi-aduc aminte când eram eu elevă la București, la liceul la Enescu, aveam un profesor de filozofie, Ionașcu, Iulian Ionașcu, era spaima Bucureștiului.
dădea note foarte mici. Și a intrat în clasă, în prima zi, mi-a făcut o observație că nu aveam, nu știu ce, bentiță. Bentiță. Sau... Și din moment m-a făcut să plâng. Nu mi-a vorbit urât, dar eu nu suportam să vorbească așa. Și am zis, la ăsta o să am 10. Și într-adevăr, la ăsta era greu să iei la Ionaș cu 10, dar pentru că mi-a făcut o observație, m-a ambiționat. Da. Cam astea erau relațiile altă dată și te simțeai jenat în fața unui profesor care îți făcea observația. Da, aș vrea și eu să completez vis-a-vis de vârsta de pensionare. Cred că trebuie văzut fiecare caz în parte, și pentru că adevărat. Și eu am văzut diferite lucruri urâte la televizor, da, vis-a-vis de relația profesor-elev. Sunt într-adevăr și elevi proveniți din niște familii unde copilul a fost neglijat. Și atunci copilul nu a primit afecțiune, nu a primit educație, nu l-a învățat nimeni să facă distinție între rău și bine. La noi în școală vreau să precizez faptul că sunt destui profesori, nu dau nume, care au depășit vârsta de pensionare și își iubesc foarte mult meseria, sunt îndrăgiți de elevi și de părinți deopotrivă și încă sunt colegii noștri de cancelarie. Deci cred că trebuie să distingem de la caz la caz, dar într-adevăr stresul este din ce în ce mai mare pentru un profesor. Pentru că sunt foarte multe cerințe. Nu mai mare decât acum 30 de ani. Era foarte multe cerințe. Alt stil de stres, ca să spun așa. Da, alt stil de stres. Da, și da. Probabil că unii profesori, este dreptul lor, dar nu este obligație. Dacă omul acela încă poate să mai dea ceva din experiența lui, din competențele lui și să fie un bun coleg de cancelarie, noi întotdeauna avem nevoie și de tineri și de oameni cu experiență, nu spun mai în vârstă, ca să se închege acel colectiv și să învățăm unii de la alții. Vreau și punctul de vedere al domnului inspector general în privința asta. Eu v-am spus, nu e un argument. Nu, apropo de pensionarii care momentul, mai activează. Bine, cu pensionarii, da, în tot respectul, este clar că în sistem au rămas acele cadre didactice pensionare care încă mai pot arăta ceea ce... Că nu cred că numai banii motivează Nu. Sunt dedicați, da, oameni care doresc corect. Activitate, care le place ceea ce fac, da? Că și aici trebuie să te dedici, să ai și un har, că harul ăsta educațional îl capeți și în timp, dar te și naști cu el. Nu toată lumea poate să se adapteze, eu știu, tuturor metodelor și elementelor acestea pedagogice, pentru că relația cu elevii copii este destul de complicat și fragil. Vreau să vă mai întreb ceva. Dom'le, când eram noi elevi și am avut și o tată profesor și, dom'le, nu-l punea nimeni să facă nu știu câte sute de mii de hârtii, exact. De hârtiuțe, de este. Așa, și ieșeau niște copii strong, ca să zic așa, am pus între ghilimele, elevi excepțional, că m-am dus și eu pe la întâlnirile cu fostele elevi de la CUZA, toate profesoare universitare, niște doamne cu o cultură deosebită, cu fără să-i pună pe profesor să-i streseze cu atâtea hârtii, cu atâtea porcării, cu atât. Lasă-mi pe domnul să răspundă. Că și răspund și nostru. Eu aici. E șeful nostru. Și ca un subaltern ce sunt. Mă bucur că ați punctat acest lucru. Vreau să vă spun că este și linia actuală a ministerului. Am constatat că deja se punctează acest lucru privitor la cadre didactice, profesorii, colegilor, și să nu se mai ocupe de hârtii, ci să se aplece mai mult asupra obiectului, asupra copiilor, asupra claselor, da. Asupra lucrului direct cu elevii. Să știți că la toate ședințele mele de 3 ani, de câte ori mă întâlnesc cu directorii, le spun acest lucru, să fie mai atenți, adică lucrul cu elevul, și doamna director este de față, tot timpul punctează acest lucru. Să nu uităm că suntem profesori la clasă, să terminăm sau să lăsăm puțin mai ușor cu hârtiile, cu documentele, ceva cu îngrozitor, așa, o chestie și stupidă, care nu să ne facem treaba, da? La clasă. Și tot timpul am punctat acest lucru și le-am spus, vă rog să vedeți în unitățile unde
sunteți manageri, să vedeți activitățile care se desfășoară la clasă, să vedeți ceea ce se întâmplă exact în ora de curs. Profesorii să-și facă treaba, să se aplece, să, aia este important, nu hârtia care o predai și ți-o semnează directorul că face o activitate. Activitatea aceea să se regăsească în cadrul timpului didactic. Păi știu și eu că un profesor trebuie să citească, să spun, dacă îl pui să facă tot felul de hârțoage care nu folosesc, și profesorul și profesoara se duc acasă, au copii, au de făcut mâncare, dacă e vorba de o stă doamnă. Deci dacă o pui să facă hârtie a doua zi, cum să mai duce femeia nu este problema la oră, făcutului dacă hârtiilor. Dacă e obosită, deci, e o plictiseală. Nu neapărat, da, este o plictiseală. Faptul că aceste hârtii sunt realizate și superficial, sigur, și subiectiv, care n-au nicio relevanță. Pentru că trebuie făcute. Este clar, ca profesor, eu mă respect și acum îmi iau o foaie de hârtie și îmi fac o schemă să văd, mă duc la clasa cu tare, da? Ce nivel are clasa? Deci, eu sunt dedicat activității de didactică. De pregătirea și atunci fiecărui. Eu automat îmi iau o foaie de hârtie și vă arăt scheme în care lucrez, domne, cât le dau, ce le dau, pentru că mă gândesc și la nivelul clasei. Și atunci eu, ca profesor, eu trebuie să-mi lucrez puțin. La un moment dat, copilul meu acasă spunea, tată, dar ce nu știi lecții, de ce mai te uiți în carte? Păi zic, mă uit în carte, pentru că un manual școlar, el este mult mai stufos. La o oră pe săptămână eu nu pot să fac tot ce scrie în manualul școlar. Și atunci eu îmi selectez anume esența ce trebuie să, sigur, să trebuie dau să și după știe, aceea să da. Lucrez activitatea. Și vedeți, obligatoriu, dacă te respecti pe tine ca și dascăl, trebuie să te apleci un pic asupra conținuturilor și asupra ceea ce lucrez la clasă. Dacă îmi permite, da, imediat îți spun. Ca la școală. Tu ai terminat facultatea de psihologie categoric te apleci foarte serios asupra acestor probleme. Dom'le, cum a zis domnul Cristea, că vreau să țin cont de nivelul clasei, foarte important. Foarte important. Foarte important de nivelul clasei și scot elementele principale. Mă gândesc să am bun simț față de copii, mă, dacă eu îi încarc cu niște noțiuni pe numai de dragul de a le învăța până ia o notă și după aia le uită categoric. Hai să avem puțină și față, că sunt unii profesori, trebuie să recunoaștem, care le dau și le și dau și uităm, le dau și nebunesc pe vieții copii care nu mai pot să facă față la toate obiectele. Te rog, Felicia. Și pentru fiecare obiectul lui este sigur. Cel mai important. Eu da, asta o spun da. Colegilor. Obiectul meu este cel mai important pentru mine. Elevul își alege singur obiectul care îi place corect. Lui și va deveni obiectul cel mai important pentru el. Pentru că am și eu colegi care 2 și 3 umplu tot catalogul pentru că n-a știut, nu știu ce să zicem, care ține de fizică, de biologie. Da, și da. Eu spun, ei au alt profil și vin la noi cu medii foarte mari. Copiii ăștia nu sunt de 2 și 3. Dar, vis-a-vis de hârtii, cred că este o boală a secolului, pentru că și medicii se plâng de asta, până ajungi la un medic, până să te consulte, nu știu cât la sută din timpul alocat ție ca pacient este pentru consult și restul hârtii, registre de completat. Și e ceva îngrozitor, este ceva îngrozitor. Dar ne mai facem și noi cu mâna noastră, pentru că sunt colegi care aleargă după hârtii. La să aibă acolo documente la dosar, activități, parteneriate, scot după internet, pentru că se punctează, după cum știți, doamna Normandă, și atunci eu am grijă și spun, nu uitați actul didactic. Sunt proiecte, activități care, într-adevăr, au menirea de a dezvolta personalitatea elevului. Artistică, latura artistică, latura socială, comunicare. Dar dacă tu îl scoți de la ore ca să meargă să aplaude nu știu unde la nu știu ce activitate, pe post de aplaudaci, sau cu ce l-ai ajutat pe copilul ăsta?
cum l-ai format? Și atunci sunt un picuț mai drastică și mai conservatoare din acest punct de vedere. Actul didactic să nu fie neglijat, adică, în primul rând, părinții trimit acești copii ca să învețe carte, să iau să ia cu medie mare bacalaureatul, să intre la facultatea pe care și-o dorește copilul și așa, și după aceea să se dezvolte. Dar trebuie să existe un echilibru în toate. Cred că aici nu prea stăm noi bine la dozaj, dar unii chiar alergăm după hârtie. Și trebuie și copilul ăla trebuie respectat, clasa aia trebuie respectată, mă apuc eu să-i dau nu știu câte noțiuni care nor, pe care de care nu o să se folosească niciodată, nu adrea dragul de a arăta cât de deșteaptă sunt eu sau cât de deșteaptă ești tu și așa mai departe. Nu, copilul trebuie să fie respectat, dar și ținut din scurt. Și în ceea ce privește cu hârtiile astea, sunt aplaudacii care acceptă. Eu n-am acceptat niciodată să le fac. Chiar nu le-am făcut. N-am nicio să-mi face. Nu fac. E o planificare. Dragă, nu mă refer la planificare. Da, de actul didactic. De latura profesională. Așa nu le fac și gata. Dosare, dosărele, dosărașe. Dosare, dosărele, da. Suntem sătui de cuvântul dosar, așa că numai hai să trecem mai departe. Da. Și chiar nu vreau să mai aud de treaba asta cu dosarul. N-ai dosar bun, groaznic. Da, asta e o rubăș. Haideți să vorbim un pic despre liceul pedagogic, Colegiul Național Spiru, niște care de un copt ani, câteva noutăți, pentru că o să cam termină emisiunea, pentru avem multe că, de vorbit, vedeți, dar, asta înseamnă că ne-am înfierbântat și nu a fost o discuție interesantă, dacă a trecut timpul foarte repede, pentru că știți, din punct de vedere psihologic, avem fiecare noțiunea timpului. Când este plictisitor, trece încet. Când este interesant, trece foarte repede. Și mă bucur din acest punct de vedere. Într-adevăr, la noi s-a accentuat la învățământul pedagogic latura, să spun, serioasă a actului didactic. Adică un elev, când ajunge la pedagogic, trebuie să cunoască din start faptul că nu are voie să aibă media sub 8 la purtare. Pentru că aici, apropo de disciplină, da? Aici își ia băgăjelul și pleacă la alt profil, la altă școală, pentru că tu vei fi omul care vei face educație. De scurt, primul lucru, nu e voie să ai 8 după ce ai intrat, 10 la purtare, dar aici, știți, la absențe, la nu știu ce, se mai scade cât un punct la 10 absențe, ești cunosc din start lucrul acesta. De asemenea, nu au voie, conform noului regulament de organizare și funcționare a colegiilor și liceilor pedagogice, aprobat anul acesta de către minister, nu au voie, da, să aibă media anuală sub 6 la disciplinele de bază, însemnând română, matematică și disciplinele psihopedagogice. Ce se întâmplă dacă au sub 6? Trebuie să se transfere la alt profil în cadrul liceului, dacă sunt locuri, și la noi e înghesuială maximă, da? Dacă nu, la alt liceu, la alt profil. Deci este obligat să se transfere. Acest lucru îi motivează să se pregătească serios și să fie oameni disciplinați, corecți, pentru că sunt cei care fac educație. Iată, suntem o fabrică, cu ghilimele, de oameni care vor face educație. Să sperăm că vor educa niște oameni frumoși, oameni sociali, pentru societate, nu împotriva societății. Să ne ajute Dumnezeu, pentru că trebuie să recunoaștem, domnule inspector general, haideți, știți ce frumos să mângâi pe cap, vai ce sistem. În primul rând, condiția profesorului trebuie să fie condiția adevărată a profesorului. Profesorul este, am putea spune, chiar un element de bază al oricărei societăți din lumea asta, societate care se respectă și care trebuie respectat ca atare, că am auzit bârfe la adresa noastră. Hai mă că l-a ridicat la ăștia lefule. Profesorii Trăiescu le pur foarte mici față de cât dau ei pentru societate și cât niciun medic nu poate să fie medic dacă nu face o școală cum trebuie. Nici, în sfârșit, chestiunea asta cu hârțoagele, îmi pare bine că sunteți de acord cu mine că e ceva plicticos și degradant până la urmă să umilești un profesor punându-l să facă 1000 de hârtii care nu și-au rostul, rapoarte, nu? Peste rapoarte și în funcție de alea să dea gradație de merit. Este penibil. Dar ce părere aveți, domnule inspector general, despre proiectele care sunt foarte bine venite, proiectele cu alte țări, Erasmus și altele și altele? Da, aceste proiecte sunt, de fapt, schimb de experiență și să știți că am demonstrat că față de celelalte țări europene, bine, nu stăm chiar foarte bine,
dar avem lucruri interesante și noi pe care le putem arăta. În foarte multe aceste schimburi de experiență, în aceste vizite reciproce, am demonstrat și noi că avem elemente foarte bune în domeniu, că întrecem țările europene în anumite chestiuni, în ce privește, să zicem, calitatea conținutului învățământului și câteva metode de lucru. Bine, ei au alte metode de lucru și schimbul de experiență ne face să împrumutăm, să zicem, aceste metode, sigur, dar condiția ca ele să aibă un efect benefic. Să luăm ce e bun de la străinătate, nu orice, pentru că vine din străinătate. Așteptam și vreau câteva cuvinte să le spune doamna director, despre celelalte clase, clasele de filologie, care deși ele nu fac parte din domeniul vocațional, totuși acest colegiu aduce în prim plan și aceste clase, care sunt de foarte bună, ca de elevi de foarte bună calitate și care vin pe piața muncii mai târziu cu oameni valoroși în domeniul filologiei, în domeniul limbilor moderne, în domeniul cercetării științifice, educaționale și așa mai departe. Deci niște clase de bună calitate. Și așa vreau să puncteze puțin, doamna, pentru că doamna director știe foarte bine că aceste clase nu sunt neapărat în umbra vocaționalului, dar ele beneficiază de multe ori ceea ce beneficiază clasele de vocațional. Undeva le inducem această direcție, astfel că mulți din cei care fac filologie vin mai după târziu în învățământ. Da, corect. Pentru vă rog că să spuneți, aveți de spus, că mai avem câteva minute, din păcate. Au acest profil al limbilor, această deschidere către limbile străine și vreau să punctez faptul că avem 4 clase de filologie și unde sunt predate, pe lângă limba română, evident, limba engleză, limba germană, limba spaniolă, limba franceză. Deci și italiană ca opțional și avem și olimpici la italiană și deci la spaniolă. Deci o paletă largă. Există această... Informatică aveți olimpici. Bine, și la informatică am spus. Dar și nu numai. Deci avem și la fizică și la chimie avem olimpici. Toate disciplinele, dar cu precădere. Și matematică. Vreau să mai pun o întrebare și plecăm. Asta e situația. Văd că liceul arată bine. Sunteți ajutați financiar de către cei care trebuie să vă ajute, că și asta e foarte important, da, nu? Da, eu am spus că omul simțește locul și mă gândesc în primul rând la domnul primar, care a avut o deschidere către școală. Nu știu alți primari care au fost până acum, alți primari care au fost, da, dar în fiecare an am obținut bani pentru ce am dorit noi să facem. Și mai primeam și adrese între timp, toate școlile primeau, da? Dacă mai aveți nevoie de fonduri pentru ceva urgent, pentru că se face nu știu ce rectificare, noi chiar ne țineam de astfel de hârtii care sunt utile de data aceasta. Și de când am venit ca director, în jumătate de an, ne-a vizitat domnul primar atunci, am schimbat mobilierul, holurile, sala de sport. Am obținut bani pentru tot. Îmi pare rău că n-am făcut poze înainte foarte de a fi... Foarte bine, cele de aia da. Sunt acolo. Și sunt de-aia foarte sunt mulțumită. Cu siguranță că mi-aș dori o școală de aplicație, că iată, conform noului regulament, colegiile și liceele pedagogice au nevoie de o școală proprie de aplicație. Nu să mergem să ne rugăm de cutare grădiniță să ne primească la practica pedagogică. Și sper, nădăjduiesc, mai repede, da? Sper din tot sufletul ca și de data aceasta să găsim înțelegere la Consiliul Local și la primărie și la Inspectoratul Școlar și să avem arundată o grădiniță să ne putem desfășura practica. Dumnezeu, am văzut că ați dat în cap așa, de ce? Nu-i sigur. E cam greu. E destul de complicat. Bateți-le în ușa, dar cei care se sunt arondate grădinițe unor școli care n-au nevoie de ele și noi
care avem nevoie de ele și asta e legea. Ele sunt arodate în funcție de zonă și... Da. Doar de înființat o grădiniță pe lângă... Și asta ar fi excelent. Da. Asta este varianta. Dar, din păcate, o să mai treacă ideală. Vreo 50 de ani până o înființăm. Nu se știe. Da, da. Uite că s-a sunat. Dar ce frumos sună, iar să ascultăm și noi. Atât o singură dată, o singură dată. Nu, cred că ar trebui să mai fie o dată. Uite că nu mai nu. Probabil ca să nu ne deranjeze pe noi, dacă avem Bun. Un... Doamna director, domnule inspector general, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați oferit posibilitatea să stăm de vorbă în fața telespectatorilor și sper că aceste emisiuni să-i unească cât mai mult pe prâncenii noștri. Stimați telespectatori, puteți să adresați întrebări la televiziunea Atlas. Noi suntem la dispoziția domnilor voastre. Toată lumea este interesată de școală, nu? Toți aveți copii la școală, aș vrea mai multă comunicare, dar comunicare Sigur. Elegantă, de bun simț Între părinți și pentru și a se rezolva niște probleme în favoarea copiilor noștri. Vă mulțumesc, succes, felicitări! Noi mulțumim!